Situat la 15 km de Brașov, orașul Râșnov este un loc fascinant, unde componenta medievală dată de cetatea dintr-un vârf de deal se îmbină armonios cu arhitectura caselor și mai nou, cu era dinozaurilor, pe care o găsim în toată splendoarea ei într-un par de distracții cu această tematică. Din sudul țării, la Râșnov ajungi urmând DN1 până la ieșirea din Azuga, unde după câțiva kilometri faci stânga spre Pârâul Rece. Drumul te duce șerpuitor printr-un peisaj de poveste cu brazi înalți care flanchează curbele domoale ale dealurilor, cu pensiuni și hoteluri frumoase, cu miros de fân și flori de munte și cu dangătul clopotelor de la gâtul vitelor ce pasc alene iarba înaltă. Ajungi în oraș și te îndrezi spre cetate ca vrăjit. Vei fi părtaș la scrierea istoriei, vei călca pe locurile unde în urmă cu mii de ani dacii puseseră bazele Cumidavei, amintit între orașele strălucite ale Daciei de către geograful Claudius Ptolemeu din Alexandria. Totul pentru un bilet cu prețul de 10 lei pentru adulți și 5 lei pentru copii. Bine ați venit în cetatea medievală Râșnov, una dintre principalele obiective din țara noastră. Această cetate, vreau să vă spun, a fost construită acum aproximativ 800 de ani, adică între anii 1211 și 1225 în perioada cavalerilor teutoni. La început toată această cetate a fost din pământ și din lemn, după care ea va fi refăcută de saji din piatră, ulterior piatră și cărămidă. Iar legenda spune că primii locuitori saji care au venit pe dealul pe care astăzi se află cetatea au văzut în lungul orașului o vale plină cu trandafiri sălbatici. Trandafirii sălbatici, de fapt, sunt măceșii, au rămas impresionați de ceea ce au văzut, au hotărât să se stabilească în acest loc, așa că i-au pus denumirea zonei de Rosenau, Rosenau în limba germană însemnând Valea Trandafirilor, de altfel să știți că și istema orașului Râșnov sunt trandafirii sălbatici. Această cetate a fost o cetate de apărare, una dintre cele mai bune fortificații din țara Bârzei și din România. Aici locuitorii orașului Râșnov se refugiau în timpul unui asediu, după care lumea cobora înapoi în oraș, deci practic cetatea era chiar un mic oraș, aveau capelă catolică, aveau capelă evanghelică, aveau locuințe, inclusiv loc unde se ținea târgul. De fapt, cetatea Râșnov în primul rând era foarte importantă datorită faptului că cetatea se afla pe cel mai important drum comercial al Transilvaniei, și anume drumul Branului. Înainte la Bran era Vama care făcea legătura între țara românească și Transilvania. Datorită acelui drum, negustorii veneau săptămânal în cetate, iar aici puteau să țină târg. Comerțul, un lucru extrem, extrem de important. În cetate au fost, după cum spuneam, 83 de locuințe. Toate casele erau construite precum un burg medieval, adică zona de jos a casei era doar pentru adăpost și atelier, zona de sus doar de locuit, și timp de un secol jumate cât cetatea a fost locuit, aici au trăit în jur de 400 de persoane. Cetatea noastră nu a avut domnitor, cu excepția veniilor în vizită, cum a fost Vlad Dracul și, bineînțeles, doamna Stanca, soția lui Mihai Viteazu, care și dumneai ar fi stat vreo 4 zile în cetatea noastră și a văzut de afaceri mai departe la Brașov. Înaintea acestei cetăți a fost una din lemn făcută de către cavalerii teutoni. Nu se cunosc cauzele distrugerii acelei cetăți, se pare că dăm vina pe tătari, care prin specificul lor de luptă la urmă dădeau foc. Urcați până în vârf, de unde veți vedea panorama asupra unei părți a țării Bârzei. Noi avem la Râșnov un punct meteorologic care rare ori de greș, și anume este vorba despre acel deal. Dealul acela se numește Măgura Cotlei și Măgura Cotlei reprezintă pentru noi cei din Râșnov cel mai important punct meteorologic. Și ce spune acel deal? E momentul când dimineața Măgura Cotlei este senină, înseamnă că atunci va fi o vreme foarte frumoasă, va fi o vreme plăcută. Când Măgura Cotlei dimineața are căciul, adică are nori, înseamnă că va fi o vreme cu nori, cu soare, dar și posibil averse. Iar când Măgura Cotlei dimineața este neagră și nu se vede, automat în ziua aceea va fi o vreme urâtă, va fi o vreme ploioasă. Și mai în glumă, mai în serios, vreau să vă spun că noi la Râșnov nu prea ne uităm la meteo. Noi dimineața când ne trezim, ne uităm pe deal și știm cum să ne îmbrăcăm în ziua respectivă. La fel din cetate se pot vedea munții Perșani, Comuna Cristian, în fața noastră aici este orașul Râșnov, iar din acest loc, practic, ce am văzut aproape 40% din toată zona țării Bârzei. Râșnovul găzduiește anual multe festivaluri și competiții sportive. Zilele orașului, Festivalul Ecvestru, Sărbătoarea Rozelor, Festivalul pentru Copii Jocmania, Festivalul Internațional de Film Istoric, Școala de Vară Astra, dar și Festivalul Internațional Istoric Academic. Turiștii care ne vor vizita pe timpul verii
cu siguranță vor avea ce vedea. Și anume, chiar în perioada aceasta are loc la Râșnov unul dintre cele mai importante evenimente, este vorba despre Festivalul de Film Istoric, unde pe parcursul a 10 zile sunt date filme istorice pe anumite teme. Filmele zilei noi le dăm în cinematograf orașului Râșnov, iar filmul serii îl dăm chiar în cetatea Râșnov, pe un ecran gonflabil, iar pe lângă filme avem foarte multe concerte, expoziții temporare, dezbateri, iar la acest eveniment sunt invitați oameni importanți, Adrian Cioroianu, Mihai Răzvan Ungureanu, Teodor Paleolog, adică oameni importanți din România. La fel, tot în Râșnov, vă pot spune, mai există și un festival de film polițist, un festival de film de foarte scurt metraj, avem foarte multe tabere medievale pentru copii. Avem la jumătatea lunii august, în 12-15 august, va avea loc festivalul de rock, unul dintre cele mai importante, de fapt cel mai important festival de rock din țară, un rock extrem, dus până la extrem să spun. Un festival de muzică pentru copii, turnirul cetăților, iar în 20-23 august va avea loc la Râșnov festivalul de reconstituire istorică, unde vin trupe de rinecteri. Rinecterii sunt niște oameni îmbrăcați în costume militare care fac foarte multe reconstituiri de luptă chiar în această zonă, iar vreau să vă spun că anul acesta orașul Râșnov a încheiat un proiect de colaborare cu o trupă de vikingi și vikingii de la Trondheim vor veni și vor invada cetatea Râșnov. Așa că vă așteptăm în 20-23 august să vedeți vikingii la cetatea Râșnov. Un eveniment, cred eu, foarte important. Însă aceste evenimente, un alt lucru foarte important, să știți că sunt gratuite pentru toți turiștii care ne vor vizita. Eu cu siguranță sunt sigur că ei nu au cum să plictisească în orașul nostru și în special în cetate. Iar aceste evenimente le pot găsi și pe portalul de turism al orașului nostru, este www.rasnov-turism.ro sau chiar și pe Facebook, dacă accesează cetatea medievală Râșnov. Turiștii care ne vizitează recunosc cetatea chiar din momentul când au intrat datorită acestor filme. Aici în anul 1966 s-a filmat filmul Dacii, în anul 1968 aici s-a filmat Columna, iar în anul 1974 aici s-a filmat Nemuritorii, unul de cele mai importante filme istorice din țara noastră. Iar în 2013 în cetate s-a filmat inclusiv un film de la Hollywood, și anume în 2013 în cetate s-a filmat Scorpion King 4, Regele Scorpion 4. Iar dacă turiștii se vor uita la acest film, o să vadă undeva la 10 minute, un sfert de oră și cetatea Râșnov. În Râșnov veți găsi cazare după placul inimii, și hoteluri și pensiuni de 3 și 4 stele. Vă recomand să faceți comparații între prețul de pe site-urile de profil și cele de la recepție. E posibil ca prețurile de pe site-uri să fie mai mici. În general, prețurile încep de la 200 de lei camera dublă pe noapte. Râșnov are peste 2000 de locuri de cazare, dispuse în unități de cazare de 2, 3 și 4 stele. În general, în pensiuni mici, de până la 15 camere, dar sunt și 3 unități de cazare mai mari, una cu 60 de locuri, 60 de camere, 120 de locuri de cazare și încă 2 cu 60 de locuri de cazare. Toate unitățile de cazare, majoritatea unităților de cazare asigură micul dejun, sunt unitățile mai mari, asigură și toate cele trei mese, au și restaurante. Ca și restaurante, pentru facilitățile de petrecere a timpului Râșnov, cred că le cunoaște toată lumea, n-are rost să le mai vi le spun eu, Râșnov are o bogată agendă culturală în ceea ce privește mâncarea. Avem restaurante, avem ca și restaurante din Râșnov, aș recomanda restaurantul Răzenau, care este cu tradițional, specific tradițional, restaurantul La Promenada, care este un restaurant destinat, care se adesează familiilor cu copii, pentru care atât în exterior cât și în interior un loc de joacă pentru copii, cu un meniu internațional. Restaurantul Poiana Râșnovei, care are ca meniu specific pescăresc, restaurantul Centru Nord și alte restaurante care majoritatea turiștii trebuie să știe că odată ajuns la Râșnov vor găsi preparate din bucătăria săsească, ungurească și românească, pentru că de-a lungul timpului în Râșnov au existat 3 comunități români, maghiari și sași. Deci totul foarte bun, așa ca în Ardea? Garantat 100% foarte bun. Odată ce facem turism, cei ce fac turism și în special restaurantele,
n-au cum să nu facă ceva bun, pentru că și-ar pierde clienții. Nu puteți ajunge la Râșnov fără să vizitați Dinopark. Acest tărâm, parcă din alte timpuri, dar mult mai îndepărtate decât cetatea, se întinde pe 1,4 hectare de pădure cu intrare dinspre aleea care ajunge la cetate. Tariful de intrare este de 28 de lei pentru adulți, 22 de lei pentru copiii cu vârste între 3 și 14 ani și gratuit pentru cei mai mici de 3 ani. În parcul nostru, în Dinopark, locul excelent pentru familii cu copii, indiferent de vârstă, spunem noi, puteți vedea toți cei 45 de dinozauri, cu cel de pe clădire 46. Toți dinozaurii au mărimea naturală de atunci, sunt pe o scară de 1 la 1 reconstruiți și, bineînțeles, în afară de parcul cu dinozauri, lucru care ne distinge de celelalte parcuri, mai avem și alte activități complementare, cum ar fi traseul de aventură, de cățărat prin copaci, pentru copii și mai mici și mai mari, un loc de joacă pentru copiii cei mai mici, dar bineînțeles activitățile de creație, cum ar fi pictura, modelajul și Dino Expert. Este un concurs pentru copiii care își iau informațiile din parc sau vin cu informațiile de acasă, obțin o diplomă și o insignă de experți. Așa îi recompensăm pentru tot ce au făcut ei în parc sau pentru tot ce au citit până acum. Dinozaurii sunt în mediul lor natural, sunt în pădure, îi vedem ascunși după copaci, trebuie să-i descoperim și intrăm într-o lume a lor extraordinară, care nu mai există, a existat începând de acum 250 de milioane de ani, când se pare că au fost primii dinozauri. Programul de vizitare a parcului este zilnic între 9:30 și 19:30. Nu plecați încă din Râșnov, pentru că mai aveți ce vedea. Cetatea era singurul obiectiv turistic care putea fi vizitat în orașul nostru. Să știți că de la an la an în orașul Râșnov au apărut și alte obiective și aici mă refer la peștera Valea Cetății, una dintre cele mai moderne peșteri din țara noastră, iar datorită acusticii foarte bune acolo în fiecare sâmbătă se țin concerte de muzică clasică. Cei de la peșteră de altfel au un contract de parteneriat cu Filarmonica Brașov, iar cei de la operă vin și țin mereu acolo concerte de muzică clasică. Un alt obiectiv la Râșnov este Biserica Evanghelică din centrul orașului, iar în acea biserică există a doua orgă ca vechime din țara noastră după cea de la Biserica Neagră din Brașov. Un alt obiectiv este o altă biserică, de data aceasta ortodoxă, una dintre cele mai vechi biserici ortodoxe din sud-estul Transilvaniei, construită în anul 1384, se numește Biserica Veche Sfântul Nicolae. Însă un alt obiectiv foarte important cu siguranță este baza olimpică de sărituri cu schiurile. Noi avem la Râșnov 4 trambuline de sărituri cu schiuri. O trambulină de K15, K35, K64 și K90, adică punctul de construcție al acelei trambuline este de 90 de metri. Am avut foarte multe competiții sportive naționale și internaționale. De altfel, Râșnov în anul 2013 a fost gazda Festivalului Olimpic al Tineretului European, una dintre orașele gazdă. În anul 2014 și anul acesta, pentru prima oară în România, însă au avut loc etape de cupă mondială la sărituri de schiuri la feminin, la senioare. Acest eveniment a reprezentat cel mai important eveniment sportiv la sporturi de iarnă din țara noastră, iar pe parcursul a două zile în orașul nostru, anul acesta, au fost peste 9.000 de oameni. Iar acest eveniment a fost transmis în direct pe Eurosport 2 în 50 de țări, inclusiv o televiziune din Japonia a transmis acel eveniment într-o mare parte din Asia. Vă puteți opri și la popasul de pe Valea Glăjeriei, unde există și un lac de agrement. Și dacă tot ați plecat la drum, mergeți spre Brașov sau de ce nu spre Bran, unde veți găsi și castelul lui Dracula, așa cum îl știu americanii, și cum îl puteți redescoperi și voi.